Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și în cadrul programului O fabulă pe zi pentru copii, de data aceasta am ales să citesc Marea, o apă folositoare, din Unde fugim de acasă, de Marin Sorescu. Marea este și pentru cei mici, nu numai pentru părinți și bunici. Și la urmă urmei, ei nici nu știu să se joace în fel și chip în zi. Pe plajă, făcând palate în care pe furiș par scoicile pe acoperiș. Părinții toată ziua mă vrea să vă culce. Să vă spun în secret. Eu cred că au venit aici doar ca să vă încurce. Uite așa le merge gura. Dar ce faci? Unde te duci? Stai aici! Mai rău ca la bunicii care s-au făcut mici. Dar acum ați venit cu mine și... Să știți că eu nu fac scandal. O să vă arăt marea val cu val. Marea e apă folositoare care se întinde de aici și până în zare. Bine, se întinde și mai departe firește, dar mai departe nu se zărește, deci nu ne privește. Papoarele alunecă pe apă, fâși, fâși, ca la un fel de săniuș, dar mai bine dacă privești, să vezi că pe valuri alunecă pești. Peștii sunt aici mulți, pe iarbă, și cresc singuri, crește mie barba. Unii dansează, alții au pene de papagal și cântă pe lângă insula de coral. Prinde la ei pe rechine, îmbră la ei cu fieră străie și dacă te prinde, taie. Unde e apa mai adâncă, înoată niște pești atât de urâți, atât de urâți că nici între ei nu se mănâncă. Porcul de mare râmă angele pe lângă maluri, de se fac deasupra valuri. Foca este aproape cât luna, n-am o undiță la îndemână că acum aș fi de una. Dar mai bine, hai să ne urcăm în barca asta pe care o leagănă valul și să privim malul. Știți din povești că mările toate au pe fundul lor numai palate. Oamenii au scos cu niște frânghii palatele din mare să mai stea și pe pământ, în soare. Priviți aceste castele, cum curge sarea pe ele. Încă nu ați văzut totul. Ce mai frumos e portul. În port, marea scapă printre pescăruși ca printr-o plasă. Aici sunt fel de fel de vapoare, cum avem și noi pe acasă. Se suie oamenii în ele, își aprind țigara și se joacă de depărtare. Când marea are vreun necaz în familie, fulgeră și tună. Asta se cheamă sezon de furtună. Și atunci pe plajă nu mai stai. Sugând dintr-o rază ultravioletă ca dintr-un pai. Bine, furtuna trece repede, apare soarele și noi alergăm către plajă. De ne sfârie picioarele. Ieșim de prin case și de sub pălărica melcii din cochilii. Dar să știți, copii, că ce e mult strică în viață. Așa cum scriești tu borcanul de dulceață, așa că nu-mi stați toată ziua în sare. În sare, în mare, în soare. Că n-aveți 7 piei pe spinare. Și să vă uitați cum fac plajă valurile. Care alergă iute și se întorc pe partea cealaltă după 2 minute.